Înainte-ne! Cine nu-i cu noi împotriva la? Tovarășe Finkelstein, Finchelescu, scuzați. Dar ce faci aici? Mă duceam la partidul nostru. Cum? În ținuta asta de malagambist? Îmi fac o severă autocritică, n-am alta. Superficial. Mai adânc. Caută rădăcina. A zis ceva? Nu, nimic. Așa e în America. Și dacă ne ajută Dumnezeu, așa o să fie și la noi. Hai, mă, tante, fetele, o șchela, că așteaptă clienții. Hai, mă, tante, hai! Hai, Mini, mai repede, că ne așteaptă clienții! Puzderie. Da? Ce ai fi tu în stare să faci pentru partid? Să-mi dau chiar și viața mea. Încă nu-i nevoie. N-a sosit momentul confruntării finale cu imperialismul anglo-american și englez, cu slugoii lui de teapa călăului Tito. E vorba de cu totul altceva.
ce sărbătoare avem noi peste puțină vreme. Da, Sfânta Maria Mare. Nu. Scuzați. Peste câteva zile noi vom sărbători ziua de naștere a marelui dascăl al proletariatului, a tovarășului Stalin. Putem noi să întâmpinăm această măreață sărbătoare cu o pată, pe obrazul de altfel curat al orașului nostru, eliberat de glorioasa armată sovietică condusă tocmai de generalisimul Stalin? Ei bine, nu, nu putem. Mache, în sensul ăsta îți revine o sarcină de onoare. Ei, e de vreme. Fetele doarme. Tu erai? Costel Babanu la post. Servicii ieftine, prețuri avantajoase, informații. Ia ce face? Păi ce să... să frute, așteaptă. Da, multă vreme, doamnă, nu multă vreme. Pe ce? Păi n-ai înțeles? Se cufundă vaporul Titanic și marinarii moare și mai cere și ajutoare. Pare rău, nu te înțeleg. E mai bine așa. Zău că e mai bine. Să ne bucurăm de toate câtă vreme se mai poate. Fie zi sau fie noapte. Ah, i-am scris și eu ceva, uite aici. Ascult, domnule Radu. E un rondel. Plus 25. Tulburătoarea ta privire străpunse inima-mi întreagă, ca o săgeată atât de dragă încât durerea e fericire. E înviere, prăbușire, cine ar putea să înțeleagă? Tulburătoarea ta privire străpunse inima în pripeagă. Mm-hmm. E mișto. Merge. Pe onoarea mea că e mișto. Eu duc. Pe onoarea mea că eu duc. Toma, îmbracă-te mai repede. Începe programul. Lasă-mă în pace. Stai fădrecului. O, săruna doamnă. Foame neagră. Ai sictir. Un băiat și cu o fetiță. Tirai, tirai, hopai, hop, 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 și-așa. Făceau dragoste cotiță. Tirai, fetelor, vitrienții. Și-așa. Băiatul îi cerea guriță. Tirai, tirai, hop, 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 și-așa. Ia-i dădea de suprochiță. Mimi, ce stai dragă atâta la baie? Scânteia de azi subliniază că muncitorii de pe, de pe tot globul se pregătește de cea de-a 70-a aniversare a tovarășului Stalin, cu noi și noi succese. La slavi? La slavi, nasol, domnule Conte. Nasol de tot. Nasol, vași blagarovi. Înălțimea voastră. Nasol. Ioi, obraznic e ce ești? Obraznic? Sunt genul mascul, nici acum nu ți intră în cap. Nem. Păi, uite, zi. Un ferestre. O fereastră. O ligheanul. Un ligheanul. Și aici? Un chemeșuț. O cămășuță. O chiloțelul. Un pereche, un pereche ciorapul. E, stai tu, nu pot. In mogior asta eci forma, borbat fomeie. Ioi, iștenem, uite la ea cum plinge. Auzi-te, dacă dai leturi... Leturi? No, hai,
Ioi, ești așa o cocoșelu. Un cocoșel. Domn comisar, Vali s-a îmbolnăvit și nu vrea să meargă la doctor. Lucica, vițica aia, ce dracuri fi găsind toți la ea? Are pe unul, o pramatie, minte la încasări. Lia vrea să plece la Ploiești, să se instaleze pe cont propriu. Crede că o să-i meargă. Ehe. Evelin a încercat iar să se sinucidă. E. Când arăți cum arată ea, la ce dracu să mai trăiești? La Persida, vine elevii cu clasa? Nu, Belbino, nu, gata. Asta e depășite, le-a trecut vremea. Atunci ce? Spune ce și eu spun, firariele ale dracu, ca un noroc toate. Face coadă la ușa lor. Dar ce-au ele în plus și eu n-am? Păi, să tragi și tu cu urechea. Să vezi care ce zice de nou regim. Dacă vin americani, păi asta interesează acum pe noi, mestră, prin. Și mai ales, ce comentează, ce zice. De ce o să întâmple azi? Mâine? Ce o să se întâmple? A, nu știi. Nu. Mai bine, în orice caz, fii cu ochii pe ele. Eu? Eu sunt turnătoare cinstită, domn comisar. Ca adică de ce la altele să vină clienții și la mine nu? Dar să le torni eu pe tovarășele mele? La cine? La comuniști? He. Vrei să spun ce le-aș face eu la bagiilor ăstora? Ce le faci? Ah, iar pe americani aștept și eu. Come on, boy! Un gen soldat la Kentucky! Eu, turnătoare? Nu ți-e rușine, domn comisar? Bă, mi-e rușine! Mor de rușine! Dar ce să fac? De unde să câștig pâinea copilașilor mei? Te mai ține mult în meseria asta? Acum, până când își crește oamenii lor. Pe urmă, o să aduc aminte că i-am dat niște pumni în flăjlu chivul cap de lemn, niște picioare în curul Kirșinevski, niște vezi la tablou Bela Brainer ăla. Mamă, mamă, ce l-am mai bătut pe ăsta. Dar până atunci, până atunci, vine vremul grele, Verbino. Da? Și acum, hai, dezbracă-te. Simți așa un avânt. Salve, gândacilor! Merge, merge! Hai, bă, puțică, se poate? Ia-ți acadele. Sărut mâna. Altul. Ah, ce-am să-ți fac, ah, ce-am să-ți fac. Eveline, păi se poate. Ce sens are viața, măi, Costele? Încotro ne îndreptăm, măi? Iar n-a venit de mult Florin locotenentul. Da, iar, dar nu de asta vreau să mor. Nu, așa, în general. Stai. Ah, Florinele, de ce ești tu nemilos, Florinele? Ah, de ce ești tu? Ah, nemilos, Florinele! Ești din visurile mele! Intră în visurile mele, Florinele! Florinele, Costele! Costele? Ce faci, mă? Ce cauți, mă? Ce faci, mă, firial dragul de parșiv? Ce faci? Tovarășilor, declar deschisă ședința celulei de partid din Crucea de Piatră. Un singur punct pe ordinea de zi. Pardon, dar ce noi n-alegem un prezidiu de lucru și unul de onoare? Nu. Și tu nu tulbura ședința în mod ahotic. Am zis un singur punct la ordinea de zi. Desfințarea Crucii de Piatră
simbol al corupției burgheze, și sarcinile comuniștilor în lămurirea celorlalte tovarășe ca să ceară ele acest lucru în cinstea aniversării tovarășului Stalin. Stalin! 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 Rău. Foarte rău lucreția popa asta de roșu. Cum le sucesc, cum le învârtesc, tot peste el dau. Tu l-ai, Doamne! Îl las la vin. Și dama, asta l-a întat dama de pică. Numai intrigă și intrigă. Îl las la vin. Doamne, Teresa, am căcat steagul. Cum vorbești, măgarule? Au hotărât. Și ăștia, când hotărăște ceva... Care ăștia? Bolșevicii! Ne desfințează! Faci panică, idiotule! Îl las la vin. Tovarășelor, eu am cunoscut exploatarea burghezo-moșerească. Mai mult, aia regală. Prăpăd, Carol II avea preapism. Ne dezghioca. Să vorbim mai pe înțelesul maselor de la orașe și sate. Da. O avea permanent, tot timpul. Asta. Numai eu și madame Lupescu îl puteam răbda. Trebuie să câștigăm timp. Până când? Până când vin americanii. Tir, nu vezi că-s frântă. Măi, Bitulescu, nu vreau să mă vezi aici. Iartă-mă că am îndrăznit. Știu că ești aici împotriva voinței tale. Da, așa e, da. Dar nu suport ca tu să mă vezi așa aici. Înțeleg totul. Dar vreau să-mi spui tu, cu gurița ta de copil, cum s-a întâmplat? Păi nu-ți spusei? Eram liceană. La Notre Dame. Duminica ne plimbam pe Corso. Ofițerii din garnizoană se plimbau și ei. Chicăloși. Și... Nu pot mai departe, nu. Trebuie să poți. Mărturisirea ușurează. Și... Florin m-a... M-a sedus și m-a abandonat. Hai, vino mai aproape. Ajută-mă să uit, hai. Nu s-a ca un băț. Pe tema aceasta tragică am scris o poemă. Uite la el, poemă. Pe trupul ții de fiu, viața n-a pus pe cetea ei, infamă. Ce faceți aici? Repetam tabla mulțirii. De asta va arde acum, ea încor cum sa, pe dai boji. Ecut, fetița mică, am intrat în catastrofă. Ne naționalizează și pe noi. Ia, păre, lagărul cu acești bruți te poți aștepta la orice? Slavă Domnului, sla! Dezevu, imbecilule. Ecut, mon petit bijou, tu connais cette piece de riz? Ha? Da, mai mult gura e de el ca de trânțăște de altfel. Trebuie. Trebuie să-l câștigăm de partea noastră, să facem totul. Bine, da. Cum? Ce-a fost de învățat, v-am învățat, păsăric mic. Trebuie să obținem o mică amânare. Americanii sunt pe drum. Am înțeles. Iubito, nu, nu! Hai, Sectir, că-i vorba de obște, nu fi egoist. Ale, ale. Hai, George, merge, merge, pune-mi-le, merge. Da, sultanie, tu mușcăm. Hai, pune-mi-le.
pe mama acolo. Vreau să zic așa, dă-mi sculament la tovarăș. Tovarășul Mache, acum luni am fost la vizită, curată ca lacrima. Și față de domn sergent de stradă, de milițian, cum s-a botezat acum, am achitat. Dacă și dumneavoastră care sunteți clasa muncitoare ne-a suprit, atunci... Ei, de ce? Dar știi că ești mișto? Oh! Nu, 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 așa... Tovarășul Pusterie! Unde e o geacul? Aici! Poftiți? Azi am schimbat așternuturile. Iauzi! Aveam eu un presimț. Așa că până mâine când sărbătorim pe tovarășul Stalin... Stalin, 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 Stalin... Fiecare dintre voi să lămurească alte trei curve să intre în partid. Declar ședința închisă. Să cântăm Internaționala. Sculați! Sculați, voi oropsiți ai vieții, voi o zâmbiți la foame sus. Auzi, fă? Lulu parcă zice. Tu ai auzit de lupta comuniștilor în inegalitate? Asta, cum Paștele Mașii zice, ilegalitate. Pare regret, nu? E? De azi încolo, asta vă paște, lupta. Doamne, apără și păzește. Partidul vrea să vă scoată din noroi. Păi și noi din ce mai trăim? Ori câmpia muncii, ori inegalitatea. Asta, dar, ilegalitatea. Tovarășul Mache, fac orice. Fă! Copoi după tine, că lupta de clasă se ascute pe zi ce trece. Trebuie să te apere cineva, nu? Tânără ești, mișto ești. Ceva școală, știi? Tovarășul Lulu, încă n-am construit asta, cum Paștele Măsii zice, societatea comunistă, așa că ai nevoie de protecție. Nu o să vă pară rău, nene, eu sunt fată corectă. 25% e bine? Cum fă tu faci prețul? Fă tu scrucea, mătii! La strung! La șaibă! Vă rog să mă iertați, cum vreți dumneavoastră. Auzi, Pralino? Tu nu mai știi niște stingătoare de-astea care lucrează pe cont propriu? Da. E tuții, după care mi-i dar cos cu Caraiman, Buza de la Cinema Vox, Viorica din Hale... Mișto? Torcătoare clasa întâi. Bun. Mi le aduce aici. Acum. Frumoasă e Constanța, frumos e și ploiești, dar mai presus de toate e Sfânta Libertate. Ce-i nenorocit-o, nici la munca de partid nu mă lași în pace. Hai acasă, hai cu aerul. De când am văzut Hai acasă, 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 hai acasă. Plecați, mă, plecați, dragului, plecați, plecați. Ia vină-te puțin. Asta ca să știi să te porți de acum încolo. Mă tam, așa aici. Decât să duci o viață de ștoarfă, mai bine la Belu. Nu-i așa? Mm-hmm. Hai să murim împreună, hai. Tovarășa, noi luptăm pentru viață, o viață nouă. Eu știu că tu te-ai sătura să tot auzi că-ți spune căzătură, pralină, bodreancă. Da. Și de-aia bei șuricioaică, nu? Mm-hmm. E, dacă tot te-ai săturat, poftim. Ia și scălește aici. Ce asta? Că tu vrei de bunăvoie și nesilită de nimeni să se desființeze crucea de piatră. Păi și cum? Tu ai mâncat ceapa ciorii.
Păi și unde mai găsește după aia pe mine locotenentul meu cel scump? Florinel, Florinel! Știi tu ce zice Marx și Engels despre femeie? Mi se fâlmâie. Iar marele Lenin, în operele sale de o inestimabilă valoare teoretică și practică, introduce egalitatea în drepturi a ambelor sexe pe Sido. Lasă că știu eu în ce se introduce. Sarcina noastră este de a face politica accesibilă oricărei femei. Muncitoare! Auzi? Lasă numai să trezească la aia, că l-am cam zvârcolit azi noapte. Și ți arată ea persita ce politică știe mai jos. Zice așa, marele Lenin, este capabilă să muncească chiar dacă ar fi să dea ajutor armatei. Auzi? Dacă stau bine să mă gândesc, cred că am ajutat vreo 10 regimente. Te-ai trezit, fișor. Eu să-ți dea ție persida un ajutor. Așa, puți. Așa. Partidul e un scump. De grija noastră, nici nu doarme, să știi. Tu pala și unde știu eu. Știi la ce s-a gândit partidul nostru? Mm? Nu, nici nu se trece prin cap, nu? Mâncaia și eu bibilicile lui. Mă bucur că-i dai un alt apreciere. Dânsul s-a gândit să ridice femeia pe noi și noi culmi. Și iese ceva? Demnitate! Ah, șurubat-o să mă lași cheală! Ascultă, fa, ce sula mea vrei? Să-i scălești aici! Eu nu prea știu să scriu. Cu atât mai bine, îi scălești aici, te rog frumos! Hai tu! Trângem și noi și să strigăm, curve din toate țările, uniți-vă! Ia uite! Și odată scăpate din lanțurile exploatării, ne vom revărsa în lumea largă și atunci nimic nu o să ne mai stea în cale, nimic! Ia uite! Da, pentru asta trebuie să ne strângem și să frământăm problema în mână. Ia uite! Să cerem noi desființarea acestui cuib de desfrâu, zis crucea de piatră. Ia uite! Nu rușine la obra ste scrofe, impuțit! Așa că ne-am înțeles. Tot ce fac e numai și numai pentru binele vostru. Dacă aud alte vorbe, nu e bine. E clar? Da, da. Vă știți ce zice socialismul? Nu. Păi el zice așa. La fiecare după capacități și de la fiecare după muncă. Așa că nu trageți chiulul, că vă ia mama dracului. E clar? Da, nene. Da. De azi, voi ați intrat în detașamentul de frunte. Ce face, ne dă condicuțe? Nu știu. Puneți pe cineva să vă scrie numele, că n-are. Ia și tu. De azi ești avangarda. Aveți grijă de carnete. Bagă bine la cap. Mai bine îți pierzi chilotul decât carnetul roșu. S-a înțeles? Da, nene. Și sâmbătă te prezizi la nenea cu plus valoare. Bine? Da. La muncă! Hai, valea! În suflet veșnic regăsită, refuz amara mea ursită. Copilă scumpă și pierdută pe pate de crin, tu ești... Să-ți fie rușine, porcule! Păi, pe pate de crin tu ești născută. Tu nu mă iubești. Eu? Eu care pentru un zâmbet de al tău? Atunci ia-mă de aici. Păi și unde să te duc? Ai dreptate, unde dracu să mă duci? Iubito, te rog frumos, fă un efort să mă înțelegi. Părinții mei, tata medic, mama profesoară, sunt oameni de modă veche. Trebuie oricât. Oricât uși de puțin, contează extrem de mult, nu-i așa? Am înțeles. Hai! Ce mai aștepți? Hai, gata. Gata? Uite, mămica ta, fetița ta înțelege. Da? Gata. Hai, dă-i tu buzele tale, uite. Așa, bravo. Și pe gurechiușa asta albă. Așa. Și pe gâtișorul de lebădă, da?
Ce vrea cu stai așa de lemtănase? Eu nu știu ce trebuie să fac. Cum adică tu vrei să spui că... Că niciodată până acum tu... Niciodată. Niciodată? Niciodată, nu am făcut niciodată. Puiule mic. Bobocel de trandafir. Hai, lasă pe fetița ta mică să te scape de belea, da? Așa. Așa, încet, încet. Ușurel. Ce făcuși? Lasă, nu-i nimic. Hai, gata, liniștește-te, da? Gata. Hai, lasă că stăm nițel și o luăm de la capăt, da? Ia-i tu niște ciucalată, că face bine jos. De unde o ai? De la oastea domnului, e bine? Ia, bea și niște... niște vin roșu. He? Parcă. Da? Parcă. Bun, hai. Sunt vânzătoare de plăceri și-n taina unei nopți eu îți dau tot ce-mi ceri. Repede, este, este. Bine, puzderie. Și eu, iubito, ce fac? Cu mine cum rămâne? Salut, Neamache! Stai! Copii, tata se duce acum la luptă. Adică nu vrei să te înscrii în partidul nostru? Nu, fără? Nu! Adică eu duc muncă de lămurire degeaba, da, a? Da, iubito, bate-mă! Bate-mă! Da! Lovește-mă, iubito, bate-mă! Nu ți-e clar? Lovește-mă, da! Da, iubito, bate-mă! Vine, puzderie! Și cel puțin opriți-vă când vorbesc! Vine, pizderie! Dă-mi pizda, da, mă, zice dacă vine! Tu inveți la mine, comunismuș! La mine, peste care trecut jumătate, aruncat roșu! Pizderie! Vine, pizderie! Unde e fetele? Vă așteaptă. E curate? A, poftiți. Să mergem. E de bien, mult stimate și iubite tovarășe Piusterie, Parisi. Ioi, te bolont. Este, este, un domn general. Puțin dică răbdare, camarazi, nu e nicio problemă, aveți puțină răbdare, e destul pentru toată lumea. Idiotul, taci! Hai, copii, hai, 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 repede, mă, stai! Hai că n-am timp! Te aștept aici, aranjați! Pe dreapta și pe stânga! Și să fiți cei din stânga!
Aici? Mă las la vii. Continuăm. Lasă-mă, du-te, mă. Nu! Ce, măpuță? O iubesc. Înțelegi, tovarășe, o iubesc. El vedeți. Parcă ai fi o femeie sovietică, fotbalul. Pe niște, haide! Ia stai tu acolo. Ia stai așa aici. Nu, nu, lasă asta. Auzi, fă? Ia bagă tu niște propagandă ceva, știi, pentru aia de afară, să creadă că... Înțeleg? Aha. Păi fie tare la injector, dar persida m-a nenorocit. Persida? Sunt flerși. Totuși, firma contează, da. Hai, bagă. Dorica, dar e unul mare, tovarăș. Dar ce mă necoți el pe toate? Așa, de goodbye, că de mâine s-a zis cu crucea noastră. Cum? Cum? Ne naționalizează, pune laba pe noi. Asta nu, nu. Dacă mi-a luat mie dughera, mai dacă meargă. Dar să-mi ia mie popolanca de la gură, nu ar fi. Dar până când faci români, așa ne trebuie. În loc să ieșim cu toți în stradă, îi lăsăm să facă ce vrei. Dar și când or veni americanii... Madame! Adus o poezie. Da. Odă tovarășului Stalin. E din proprie inițiativă? Da, da. Foarte bine,
Foarte just, foarte just. Cea mai măreață bucurie a tuturor în lume este sărbătorirea unui geniu, geniu pe care astăzi care îl cinstim. Istoria pe aripi de vulturi aduse minunata veste și-o înscrise în litere de aur pe crugul timpului sublim. Mă rog, dar de unde reiese că aici e vorba de tovarășul Stalin și nu despre, așa zisul Iisus Hristos, să spunem? Dacă aveți bunăvoința să citiți mai departe, o să vedeți, reiese. Uitați! Trebuia să reiasă de la început. Nu-i adâncit. Iubirea pentru tovarășul Stalin trebuie și te-a aprofundat. Voi face totul, veți fi mulțumit, o să vedeți. Nu eu trebuie să fiu mulțumit, ci poporul. Noi, tot ce facem, tovarășul Radu, facem pentru popor, nu pentru noi. Desigur, desigur, dar vă rugasem de fapt ceva în legătură cu Liana. Liana, crucea de piatră, târfa aia... Este o victimă a exploatării, tovarășe Finchelescu. Care se complace în postura de victimă. Mă rog, și ce vrei? Dacă se poate, să nu fie deportată. Cum numești dumneata deportare? O acțiune umanistă, de reducare a femeilor, împinse de odiosul regim burghezo-moceresc pe panta murdară a desfleului. Nu da! Nu da, nu da! Bine, bine. O să facem asta pentru tine. Dar în schimb... Orice, orice! Stai jos. Ia scrie tu aici. Scrie aici. Angajament. Subsemnatul, numele și pronumele, profesia de bază, adresa. Mă angajez să raportez partidului orice atitudine dușmănoasă pe care o voi sesiza în mijlocul grupului de intelectuali cu care am de-a face. Tovarășe Finchelescu, să știți că strâns uniți în jurul partidului. Da, 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 da. Foarte bine, foarte just, foarte bine. Dar scrie acolo. Mai distrus. Vine rușii! Vine rușii, bă, fraților! Vine rușii! Vine rușii! Băi, ești din Liu? Cum o să vină dacă e aici? Am adus generalul! Stai! Пойдите нахуй. Poartă-te frumos cu el, poate ne ajută. Vodku! За здравствуй, румынска, софийская дружба, ура! Здравие. Вам мангар. Ты! Большой сакан. Правился. Здравия. Что? Стреляю! До дна! Стреляю! Дна! Милая моя, блядь моя. Еще один. Огурцы. Бэй! Аста мине медикамент. Водка? Да. Ну пей, пей. До этого. Пей.
Cântecul preferat al tovarășului Stalin. Sulico! Pune unde ești, Sulico? La Stalino! Я хочу казачок. Казачок, давай. Ай! 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 Настоящий герой. Я свинья. Да. Ты свинья. Вот что это жизнь? Куда мы идем, мой брат? Я хочу баб. Я хочу любить водку. Она невеста. А ты... Ты что? Вот. Давай, 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 давай. Ты что, Маш? Стой. Они славные девочки. Не нужен. Вон отсюда. Космополит. Уходи. Не надо. Чего вы к нам пошли? Уходи. Уходи. Вон отсюда. Маки, ал меу, я и чан? Маки, хай опасно. Hai acasă, că plânge copiii, Maki, hai acasă! Hai! Papaghi! Lebedi mă ia! Lebedi mă ia! Sapaghi! Bun! Пойдем, девочка, пойдем, пойдем, милая. Tovarăși,
Tovarășul Puzderie se află amplasat deja în dispozitivul inamicului. Sarcina noastră este aceea de a neutraliza orice împotrivire, de a lămuri pe toate acele elemente șovăielnice care încă nu înțeleg importanța desfițării prostituției în patria noastră liberă. Întrebări. Și noi unde să mai regulăm de azi înainte? Te rog să fii soția mea. Cum, adevărat? Nu, Vitulescu, nu. Nu, te rog, numai noaptea nunții. Altfel nu concep. Tu, ce vrei, cioară? Te întreb pentru ultima oară, nu vrei să te înscrii pe lista ălora de vrea să devină femei noi? Mai bine moartă. Da? Mm. Schimbă-mă acasă. Obs, fata mamei, locotenentul ăla al tău după care suspin zi și noapte. Florinel al meu. E ăsta. Îți place cum stă uniforma pe el? Ah, e superb. O să-i dea partidul alta, în dungi. Nu. Ba da. Păi ce-a căutat el fă pe frontul de răsărit să omoare oameni sovietici? Păi dacă l-a trimis... Păi și el de ce s-a dus fă? Ca să omoare femei, bărbați, copii sovietici, s-a zis cu el. Au și dacă semnez? Închidem ochi. Mhm, dă fă hârtia aia. Dar pe urmă să știi că m-a sinucit pe bune, să știi. Îți trimitem la mormântare fanfară militară? Nu, auzi, Persido? Mm. Văd că nemuritoarea învățătura lui Marx și Engels te lasă rece. Ba nu, dragă, mă încălzește. Auzi, mă, băiețelul ăsta frumușelul mânca la mama. De la liceu în mănăstirea dealului și îi trimis tu ban lunar. Nu-i cumva al tău? Să nu îndrăznești. Nu pot să faci asta. Oare ce se va întâmpla când se va auzi la școală cu ce se ocupă mama lui? Hm? Și el, ce va zice când vor auzi colegii lui? Nu te rog! Ba da. Ce facem de viitoare, tăticu? Ce facem? O fricălare? Ce? Lăsa-i dracu de bărbat! Stai! Ieși! Ieși că s-o tai! Ieși, n-auzi că s-o tai! Stai, 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 stai! Nu da! Nu da! Stai, stai, stai! Co? Și acum, dai tu drumul la pișta de la Canaliș. Ai văzut comunism mințind? Și tovarășe, dar pe locurile dinainte stabilite. Comportați-vă tovarășește. În curând vor veni tovarășii. Trebuie... Frați români, toate ar fi bune, de ar fi și ceva blănită de pus pe cal taboș, dar... Este. Unde vă jidam? Nene, ia ținte de ăsta, vreau. Ții de după mine. Sărut mâna, cât? În cinstea mare sărbători, 5, la curan. Merge. Hei,
500 pe vremea asta. Hey, uite aici, 350, atât am, hai că merge. Oh, mamă. Opa, ești tu, ești. Și cu ochii pe poșete. Și în buzunar. Și la buzunar. Mă, de ce nu fiește care zi nașterea lui Stalin, hă? Nașterea măsii. Auzi, mă? Ia bine să spun o vorbă două. Hai. Trăiască tovarășul Stalin! Mare hegemon! Auzi, mă, dacă mi-ai spus o vorbă, te termin. Stalin! 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 Stalin și poporul rus! Libertate ne-a adus! În schimb, mie mi-a luat ceasul. A fost rău cu Derdidas, dar mai rău cu Davai Ceas. Eu tovarășul. Tovarășul spune cuvinte murdare, urâte, despre frații noștri mai mari, despre tovarășii sovietici. Mai fin, mă, boule, mai cu perdea ce dracu. Vine, domnule, cum mă vezi și cum te văd? La primăvară aici. Cine? Americanii. Am auzit la Radio Londra, eu personal. Vin tovarășii! Vin tovarășii! Vin tovarășii! Vin tovarășii! Vin tovarășii! Adunați-vă în fața tribunei, pe grupurile stabilite de front, de pașii, sportul de militari. Aveți grijă de copiii, să nu s-a răbăcat. Alo, alo! Ce mai geniu! Ne-am adunat, declar deschis mitingul nostru. Ce mișto ești! Mersi! Frumoasă ești, șucaroaica mea! Ia-o, să-ți fie cu noroc! Ia-o, Bob, pune-ți o dorință și suflă! Gata? 21 de frate, 41 de frate, bine, și te zic, mă zic, de astăzi, doar că nu am nimic de școală, așa cum să vă mulțumesc, așa cum să vă. Nu! Nu mai noapte anunții. Ai bine, gata, uite. Uite aici pe obraz un pupic, ca doi frățiori, da? Bravo! Ia spune, crezi că o să le plac părinților tăi, hă? Trăiască armata sovietică eliberatoare! Sunt băieții noștri. Asta e noua uniformă a armatei române. În colonarea pentru manifestație. Mai repede, tovară, mai cu viață, mai cu viață. Respectați ordinea stabilită. Draperele sunt de coloanei, apoi portretele cu tare pe dat. Hai, pornește defilarea. Atenernic, entuziasm, veste de vizoare, fericite. Care iasă dragoste pentru genialul conducător. Thank you.
Uite așa cum ne vedeți, noi am regulat pe nemi, tot așa acuși și acuși, o să-i coțăim pe ruși. Stalin! 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 Auzi, mă, zice că o mierli ăsta. Ăsta, mă, ăsta. Zice că o mierli. Ce ajunge în rai al drac. Vine Sfântul Petru, ce vrei, mă, aici? Păi ce să vreau să intru? Da? Ce cheamă pe Marx? Bărbatul ia și tu ai scris capitalul? Da. Da? Da, pe ce ați profită? Ia-ți profită, ce bună. Mai dai-mă în pizda, mă, și Petru. Stalin! 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 Unde o fi ăsta pusderie cu tovarășe? Vine acum și acum. Scumpele de ele. De astăzi vom fi proletare! În fabrici și pe ogoare! Un partid între picioare! Se rupe știuca în două. Cel mai apropiat tovarăș de luptă al lui Lenin, continuator al învățăturii și operei lui Marx, Engels, Lenin, marele conducător și învățător al Partidului Comunist și al Poporului Sovietic, s-a născut în orașul Gori, gubernia Tiflis. Poate și Filis. La 21 decembrie 1879. Păi încât suntem azi, mă? Dar ce, parcă mare revoluție în octombrie, nu sărbătorește noiembrie. Hai, mă, bine, mă. Mama lui Iosif Visarionovich Stalin, fiind orfană și singură la părinți, a muncit din greu într-o spălătorie, cunoscând exploatarea din fragedă primă copilărie. Stalin! 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 Ce frumos! Ce frumos! Pentru asta am luptat! Pentru asta am suferit! În cinstea acestei mari sărbători, tovarășele, care până ieri erau rușinea acestui cartier, au hotărât să schimbe numele mistico-pornografic de Crucea de Piatră în Victoria Moralei Proletare, iar ele să se încadreze în muncă, în fabrici și uzine, pe ogoare, pe șantiere, peste tot, pe întinsul patriei noastre libere, contribuind astfel la ridicarea ei pe noi și noi culm de civilizație și progres către viitorul de aur al omenirii, comunismul! Tovarecele foste prostituate vor câștiga 230 de lei pe lună. Vor câștiga chiar 230 de lei pe lună, băi tovareci! Alocația pentru, băi tovareci, alocația pentru copii va fi de 28 de lei. Vor avea și pensie! Dar unde-i, unde-i corala comunistă?
Iată, ce frumos! Cu asta am rugat! Cu asta am suferit la doctrina! Cu asta am rugat! Toată lumea intră în casă! Tovarășele, care urmează a fi reeducate, se grupează în fața crucii. Adunarea la ora 10. Nu l-ați văzut pe bărbatul meu? Pe puzderie? Pe tovarășul puzderie nu l-ai văzut? Am încurcat-o, șeful. Ce facem? Ce ne facem? O să se audă sus, aude tovarășa Ana. Ce facem? Păi de ce să se audă? Păi tu nu vezi... Tovarășii știe numai ce le raportăm noi. Noi o să le raportăm că am îndeplinit toate sarcinile trasate și lăsăm lucrurile să meargă ca înainte. Zău, tovarășe Finkelstein, asta, Finkelescu, dacă lumea n-are ce mânca și n-are ce le trece prin cap idei contrarevoluționare. Tu știi că nu ești prost deloc? Om din popor, om al muncii. Auzi, ăștia nu te-au rănit? Nu. N-ai nicio lovitură? Nu. Dar tu de Socrate ai auzit? Dar de Tchaikovsky, de Michelangelo, Oscar Wilde, Jean Cocteau, Jean Marais... De asta parcă am auzit. Toți, absolut toți. Toate marile genii ale omenirii. Te pomenești că și tovarășii, Marx și Engels. Și ei. Dă-ți un pic jos pantalonii. Spune-mi, Bubi. Pantalonii, te rog. Dacă-i sarcine de partid... Oi, vei! Faceți, a? Vă luați după prostul de puzderie, care tace ca mutul în fața rușilor și după aia mă bate. Ce fel de bărbați sunteți voi, mă? Înainte erau bune fetele, a? Acum dați bine cu fugiții. Noroc de ele că ne mai lăsați dracului în pace. Toată ziua robotește, spală, calcă, fă mâncare, crește copii. Domnul, după când cu covrigi în coadă. Stă, bea o țuică la crâșmă, vine acasă, are poftă de alte alea. Tu tine, că e 100 de lei și du-te unde ai mai fost. Eu sunt sătulă. Femeie măritată mi-ajunge o dată pe săptămână. Ce stați mă și că scați gura în soare? Duceți-vă și scăpați fetele de belea, că e nevoie de ele, săracile. Tu te mă, nu te mai uita așa la mine, ori vrei să ajungi de amblagiu. Hai! Du-te mă, că astea vă face oameni. Alo, mormolocilor. Da, chiar așa, măi, fraților, ce-i? Nu face nimeni nimic, ia zi, nimeni nu face nimic, nimeni, chiar nimeni. Ce suntem noi aici? Ce suntem, bărbați sau căcați? Da, chiar așa! Hai, bă, năcu! Azi o să ne luați curvinii, iar mâine o să ne tăiați solinii. Hai, frumoasă, e Constanța! E Sfânta Libertate, mare, mare, da, mai frumos ca toate, e Sfânta Libertate. Constanța, frumos ești și ploiești, frumos ești și ploiești, dar mai frumos ca toate. Dar mai frumoasă și mai sfântă, dar mai frumos ca toate, e Sfânta Libertate. Eu dragă ne-o mai frumoasă.
Și nu uita, conte, adiutant al țarului, suflet slav, melancolic, depresiun și mai ales niciun cuvânt. Me las la vie, acum. Lasă, nu face nimic. Altă dată. Două sunt cele mai vechi meserii din lume. Una pe care o disprețuim și alta Servici. Pe care o onorăm și o vom apăra chiar cu prețul vieții. Încă din antichitatea greacă. Oh. Odată, știi tu. Nu, dragă, să nu întinem aceste clipe de neuitat. Trebuie să ne ridicăm deasupra plăcerilor mărunte. De chinurile castității, nu dragele de ele. Iar în epoca modernă a noastră, doamnelor și domnilor, nu ele, aceste minunate preotese ale amorului, nu ele ne fac să suportăm avantajele progresului. Tutu, dacă te prinde ăștia, te omoară. Ne, eu te-i flășc. Ascultă, Velino. Cine conduce toată chestia asta de aici, a? Ți-am spus doar, sunt urnătoare cinstită. Și eu sunt cinstit, păpușico, și eu sunt cinstit. Altele în sufletul meu. De-aia și îndur primești. Ascultă, Verbino, să-i spui ăstuia care e mai mare peste toată revoluția asta de aici, că mâine în zori vă dă asaltul. Să vină. Să vadă cu cine are de-a face. Verbină, Verbină, că proastă mai ești. Minte la voi, la popor, cât la un pui de găină. De asta și face ăștia ce vrea cu noi toți, băgăiași întâi. Mamă, zi. Ce mai, Rico? Ce ești tu, mă? Goldan? Sărmâna stăpână nu era unul după acela zău. Era unul cu dulap lustruit, cu șalupe, cu scârț. Într-o zi ca asta, mă? Te duci? Îl cauți? Uh-huh. Înapoiezi? Uh-huh. Prezint scuze? Sărmâna, da. Oglindela la Nicovală, că altfel vă desfrunzesc. Când trupul nu e liber și sufletul e sclav, mai bine în groapa rece decât un trai mârșav. La luptă, deci, ne îndeamnă eroi din vremi trecute, căci libertatea înseamnă să ai unde te... Băi, Doradu, mai cu perdea. Că toată Europa e cu ochii pe noi. Să ai unde te duce. Păi așa, de?
Căci libertatea înseamnă să ai unde te duce. Vezi să nu te înveți. Crezi că o să o impresioneze neplăcut? Las, la vie. El e logodnicul meu. M-a cerut de soție. Pe bune. Ne căsătorim la biserica Boteanu. Vă invit pe toți, haideți! Fii atentă, draga mea, fii atentă. Mai sunt unele gropi, dar noua putere populară le va stupa curând. Crezi? Cum altfel? Doar au promis o viață nouă. Ce să fie? O serbare populară. O chermesă. Tineretul are nevoie de destindere. Ce fete drăguțe! Par de familie bună. Nu uita ce ne-a spus Radu. Aici e un pension foarte distins, unde studiază și Diana noastră. Dar la ora asta singure, nensoțite? După război, draga mea, a apărut o anumită relaxare. Bună, dragă! Bună! M-ai chemat? Da. Ai avut ghinion, a? Dimpotrivă, am avut noroc. Atunci? Vreau să fie arfată mare. Pardon? Vreau să mă coși. A, e regulă. Ce plăcere! Che bucurie! Mon mari! Mulțumesc! Tatic de la Scumpuliana. Colonel Conte Polivanov, din garda țarului. La slavi. Poftiți? Mă scuze pur accentul, știți Parisul. E nous aussi nous avons fait nos études à Paris, comme tous les Romains qui se respectent. C'est là d'ailleurs que nous nous sommes rencontrés. C'est comme si c'était hier, mon amour. La slavi. Sărmanul Conte, soțul meu, știți din pricina necazurilor vieții. Ela slavi. Liana, scumpa noastră fetiță, e atât de emoționată încât, înainte de a se prezenta în fața viitorilor ei părinți, își caută liniștea în imperiul muzicii. Mephisto, Liszt. E minunat. Scumpul copil, e o virtuoasă. Elle est ravissante. Dar cu talentul acesta, viitorul este asigurat. Ne-am străduit să învățăm tot ce trebuie. Uite, ți-am adus niște sandvișuri să ai pentru micul dejun la școală. Să nu uiți să mănânci ca de obicei. Lecțiile le-ai făcut? La română știi? Puiule mic, de ce nu mi-ai spus până acum? Le voilà. C'est une merveille. Copii, vă doresc să fiți fericiți. Vor fi. Noul regim a promis o viață minunată. Nu văd de ce nu l-am crede. Să știți că, din punct de vedere material, căci ori și cât uși de puțin contează extrem de mult. Lasă-l vii. Ea n-a fost ca celelalte. Ea a făcut economii. Mă tem că nu înțeleg prea bine. Vreau să spun că mă mari și moi am economisit economiile ei. Ia-te-te la ei! Ce atâta vrăjeală de pomană? Ia vină încoace.
Iute de ce glezne, ca de capră. De căprioară am vrut să zic. Și pulpițele? Nu te rușina, iepșoara, tate. Ia uite aici. Ah, ce cropă! Ce s-a întâmplat, dragă? Bine, vindeți-o voi! Conte rus pe dracu. Pane rangu, hoz de cai din Brăila, l-am ținut ascuns până acum și eu te-ne făcut pocinocul. Vai, doamnă, să știți, nu vă formalizați. Să știți că nu e niciun motiv de îngrijorare. Nu e el tatăl copilului, nu. E al doilea soț al meu, rus. Și cu rușii ăștia când îi apucă, știți dumneavoastră cum e. De aceea a fost necesară revoluția din octombrie. Pentru primenirea moravurilor. Tatăl ei a fost... A fost... Văd că-l iubești azi. Semeni cu mine. Și eu sunt femeia unei singure iubiri. Rămâneți la noi la noapte, avem camere destule. Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă, de la frați, de la surori, de la grădina cu flori. Înfloriți, floriți, floriți, măi, că mie nu-mi trebuiți, măi, căci atunci... Pardon, domnule? Pardon, domnule. Ascultă, domnice, nu ești tu cinica de la Tanti Verde, de pe strada Cojocarilor din Brăila? Tu aia care te-a luat la Belodin de te-a dus la Paris, a? Și eu te-am recunoscut, Fane. Ah, ce sunt nagavei. Ela, Slavi. Cu nună roava Dumnezeu Ileana, robul Dumnezeu Radu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sabo Ilonca, Tulcea Salubritate. Duci documentul la primărie, o să te ajute de noștri, Roiu. Bos, omegos, ești hai, 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 hai. Cocean Venerica, Foamea Neagră, la Vespasianu din Iași. Unde? Lângă teatru. Păi de-aia am luptat, de-aia am suferit. Se construiește socialismul și ajungi ministrul culturii, hai. Eveline Rosenberg, la Brașov, restaurantul Aro, chemnăriță. Mersi. Pasteletile pentru ea, dracu, ce sunt. Gura. Rabie Matilda. De față. La ITB, taxatoare. Mie pot să-mi fâlfui și un tramvai. Cociabă Zambirica. Gara de nord, obiecte pierdute. Mă pupi în cur. Dar cum să nu pralino, că e mișto. Atențiune! În 10 minute toată lumea la camioane, bagaje 5 kg, executarea. Iar voi o să participați întâi la mitingul orășenesc. Din momentul ăsta declar zona un teritoriu al moralei proletare. În dreapta, mă, căutați în dreapta. Ce-am făcut, domnule? Ce-am făcut? Ce-am făcut, domnule? Ce-am făcut, băi? Ce mă iei, băi? Pe cine ai mai văzut participând la această manifestație contra-revoluționară? Scurt și fără șmecherii, că ne vedem în altă parte. Tovarășu, eu n-am fost la nicio manifestație. Eu am stat aici în casă. Nu e așa, Stelu? Da. Atunci Popescu și Vasiliu, care declară că te-a văzut. Minte? Așa? Dar ei nu striga jos comuniștii și nu zicea că suntem toți de căcănari, că nu le tăiem biblica la toți? Ai dracu oameni! Așa, așa.
Și ce mai declara? Zi înainte că zici bine. Ascultă-mă, cine sunt ăia care vă instigă pe voi la contrarevoluție, a? E unul care se tot învârte pe aici, unul poet zice că e, care se tot ține după Liliana, după zvârluga aia mică. Ăsta ne spunea să nu ne lăsăm, să ne ridicăm toți, că dacă eram noi așa de fraieri, nu s-ar căca în capul nostru toate lepădăturile cu carnetul roșu. Mă rog, așa zice el, asta e vorbele lui, să știți. Aminte, eu, dacă e pentru Partidul Clasei Muncitoare, fac orice. Și unde stă Radu ăsta? Să nu spui că nu știi. Zi. Știu, tovarășu, știu. Armenească numărul 3. Pentru ei am făcut-o. Tovarăși și tovarășe, Iosif Visarionovici Stalin s-a născut la 21 decembrie 1879 în orașul Gorki, guberna Tiflis. Tatălui Visarion Ivanovici, de naționalitate georgian... Dragi tovarăși și tovarășe, Iosif Visarionovici Stalin s-a născut la 21 decembrie 1879. Da, dar în decembrie trecut, damele nu erau încă reeducate. Cum era să sărbătorim pe genialul dascăl cu orașul plin de curve? L-a avut în pântece și l-a născut el omul și Dumnezeu, soarele ești. Dragi tovarăși și tovarășe, la 21 decembrie 1879 s-a născut la Gorki, guberna Tiflis, Iosif Visarionovici. Dragi tovarăși și tovarășe, la 21 decembrie 1879 s-a născut la Gorki, guberna Tiflis, Iosif Visarionovici. Tovarășul Stalin s-a născut la Gorki, guberna... E o provocare chestia asta! Stalin! Dragi tovarăși și tovarăși, la 21 decembrie 1879 s-a născut la... Genialul nostru învățător, tovarășul Stalin! Dragi tovarăși și tovarăși, la 21 decembrie... Reacționarilor, n-am mai voie să-mi exprim dragostea mea pentru tovarășul Stalin!
Dar ce suntem noi, fetelor, cârpe de... ne lăsăm duse ca oile? Păi frumoasă e Constanța! Ce vă așteaptă, nenorociților? Frumoasă-i Constanța, frumos ești și ploiești, dar mai frumos ca toate. Măcar tu să fii fericită! Să ai copii frumoși, să-ți dea Dumnezeu noroc! Șoc, șoc, boldoc, șagot! Casă de piatră! La mulțumesc!